Se pregătește construirea unui mini-spital la Flămânzi. Consilierii județeni vor aproba documentația și indicatorii tehnico-economici pentru construirea pavilionului B al Unității de Asistență Medico-Socială, Dr. Elena Popovici Flămânzi. Actuala clădire nu îndeplinește condițiile de funcționare și nu are circuitele conform legislației în vigoare. Noua clădire va include cabinete, saloane pentru pacienți, săl de tratament, birouri și grupuri sanitare. Saloanele vor fi prevăzute cu butoane de panică. Clădirea va avea tâmplărie interioară și exterioară, căi de acces pentru persoanele cu dizabilități și va fi dotată cu echipamente și mobilier modern. Pentru acest obiectiv, pentru acest obiectiv se propun intervenții precum construirea unei clădiri destinate spitalului, realizarea instalațiilor electrice, termice, sanitare, climatizare, securitate la incendii, supraveghere și antiefracție. De asemenea, se va implementa soluții digitale specifice activităților sanitare pentru a asigura un mediu modern și sigur pentru pacienți și personal. Clădirea va fi prevăzută cu instalații electrice, rețea internet și cablu TV, sisteme de sonorizare, detecție, alarmare și stingerea incendiilor, alarmare împotriva efracției, supraveghere video, încălzire, climatizare și instalații sanitare. Valoarea investiției este de 13.950.727,81 lei, inclusiv TVA.